vreau să spun că colindam prin blocuri, unde se auzea foarte bine pe scară și toți vecinii deschideau ușile să ne asculte. Când eram eu studentă. Cu studenții de la SCOR făceam grupuri și mergeam să colindăm. Colindam prin spitale, colindam chiar, asta mergeam de, serios. De a păstra tradiția. Da, da, de a păstra tradiția. Se colindam acela pur creștin. Da, de a colinda, nu, că nu mergeam pentru bani. Știa bucurie sau pentru... Nu, nu mergeam pentru era bani. Pentru bucuria sufletească. Pentru bucuria sufletească și pentru a oferi. La cămin, da, la cămin când eram, dar și acum se mai păstrează lucrul ăsta. Absolut. Să aprind lumânări în față. Bineînțeles, înainte de a lua vacanța, că toată treaba asta e până la Crăciun, adică nu, da, da, da. Colindatul nostru este până la vacanța de cel iarnă. Cel puțin în orașele mari, în orașele universitare, așa se întâmplă, da. Se întâlnesc înainte. Păi noi luăm vacanță pe 20 și noi colindăm 18, 19, că pe 20 trebuie să pleci acasă, nu? Sau pe 20, nu, 22, da, când se termină. Dar de fapt se spune că perioada colindatului începe de la Sfântul Nicolae. Așa e. Și de atunci încep să se audă colindă. Da, încep să înveți să colinzi. Să înveți să colinzi, da. Și la noi erau lumânări aprinse în fața căminului. Pe trepte se aprindeau lumini în cămin, pe casă. Lumânări. Da, și pur și simplu colindam până la 12 noaptea, cântam colinzi. Era un adevărat spectacol pe care noi îl dădeam la cămin. La cămin. Că locuim cu toatele în București. Mie în ultimii 2-3 ani nu mi s-a întâmplat să aud colindători sau să prind colindători intrând în bloc. Se pare că da. Am prins chiar foarte mulți, dar surprinzător, mulți oameni nu deschid ușa, probabil de frică, probabil din rușine ca să nu, că nu au ce să dea, nu au cum să recompenseze. Da, uite, e adevărat, dacă stau bine să mă gândesc, în special în București. Dar eu nu prea stau. Am nu prea întâlnit, stau deci de sărbători acasă. Dar parcă eu mi-aduc aminte că parcă nu, nu-mi bate la ușă. Eu am stat acasă anul trecut, n-am ieșit foarte mult și n-au venit copii și știu că am sunat-o pe mama pe 24 seara. Eram cu toate bucatele, încă trebuia să pregătesc și am sunat-o și am întrebat, la tine mai vin copii? Da. Și zic, bine. Și m-am urcat în taxi și m-am dus doar ca să mă colinde și pe mine cineva. Și de adevărat a venit copii. Da, mi-a zis, era. Dar de ce nu vin copii la mine? E adevărat că este o zonă unde locuiesc. Ai început să colinzi tu ca da, să fii exact, colindată, nu? Da, exact, acasă la mama, dar nu ca să colind, ci ca să fiu colindată acolo. Pentru că acolo e o zonă cu oameni mai tineri, cu copii. Da, probabil că locuiești exact într-un că bloc în bine. Care... Eu, da, este o zonă... Uite, da, eu n-am avut sentimentul ăsta pentru că la mine la țară am nu fost e. Chiar supărată, am zis, nu se poate să încep anul fără să fiu colindată. Având experiența Crăciunului din 2008, când la fel mi s-a întâmplat... Nu ai fost colindată deloc. N-am fost colindată și nu pot să zic că anul 2009 a fost chiar strălucit. Nu știu dacă din cauza asta sau nu, dar anul ăsta a fost mai bun decât anul trecut. Deci anul ăsta mama să mă aștepte acasă. Okay. Vreau să spun ceva, Ana, dacă data viitoare vrei să te colinde cineva, poți neapărat să-mi dai un telefon și spui, hai să-mi zic colindă-mă, că imediat se rezolvă. De ce spune acest lucru? Pentru că chiar îmi face plăcere să sun de ajun seara și să colind la telefon cunoștințele, da? Rudele, da. Și vreau să spun că eu încerc și ei foarte să... multe mesaje. Mesajele ca mesajele, dar eu... Dar nu știu, de vinseci, mereu la fel. Exact, și același mesaj trimis tuturor. Nu. Nu este nicio problemă. Dar cu cadourile? Cum e cu cadourile? Mesaje seci. E, cu cadourile e foarte frumos să le primim. Este îmi place foarte mult să le fac. Exact. Și îmi place să le... Deja am început să cumpăr cadouri pentru sărbători. De fapt, cumpăr cadouri din începând cu luna august. Da? Dacă se întâmplă să merg în străinătate și văd, mă gândesc, uite, asta ar merge pentru. Și nu neapărat cadouri mari. Pot fi obiecte foarte mici sau pot să iau mai multe lucruri și le fac multe cadouri. Adică le împachetez, unul fac un pachet bombonică, altul fac un pachet pătrat, altul fac un pachet dreptunghiular. Și ce anume cărți? De obicei cumpăr cărți, pentru că știu gusturile prietenilor, cunoștințelor. Se întâmplă să iau ceaiuri sau se întâmplă să iau obiecte foarte mici. Mici bijuterii. Ori sau... mici bijuterii, ori, ce pot să spun, diverse chestii. Nu știu ce să zic acum. Tu, Ana, cum e cu cadourile?
Cu cadourile e frumos, mai ales că având și copil, este un adevărat stres. Dar oare nu e o fugă permanentă după cadouri, domnule? Încerc să mă potolesc, am încercat în ultimii ani să mă potolesc și să nu mă alerg atât după cadourile acelea costisitoare care prin valoarea bănească să transmită ceva, ci încerc să găsesc cadouri, așa cum spune și Sânziana, care să știu că îl bucură pe omul care primește acel cadou. E mai bine deci să le iei, să le cumpăr din timp. Sunt mici cărți, mai am, încep nu chiar din august, undeva de prin octombrie-noiembrie să mi-ascut urechii, piușele și să știu cam ce-și dorește fiecare. Bine, mă refer la prietenii foarte apropiați, la rude și la copiii din familie, la se întâmplă să cumpăr CD-uri sau înregistrări cu muzică, exact, cu muzică, colinde, cu mici flori, mici ghivece pe care știu că oamenii le păstrează. Încep să cumpăr acele tipuri de cadouri. Sau obiecte de decor pe care omul le poate avea mereu care le are în casă și le vede tot timpul și își aduce aminte de zilele foarte de sărbătoare. Și cu ce sentiment petrecem noi Crăciun? Cu foarte mult drag, cu foarte multă bucurie, cu foarte multă voie bună, cu un suflet foarte deschis. Cu mare, mare drag. E un moment al bilanțului pentru mine. Da, da. Crăciunul, tot, pentru că este postul pe care încerc în fiecare an să-l țin. Zic încerc pentru că mai sunt nici momente scăpări involuntare. Și e așa un bilanț. Îmi dau seama cam ce am făcut bine și ce am făcut rău, încerc să mă iert. Și să-mi stabilesc ce-mi doresc pentru 2011. Tragi linia și spui. Trag linia și mă bucur că dă cu plus. La tine cum e? Nu pot să spun neapărat că fac un bilanț. Nu, eu mă bucur de moment. Nu îmi fac un inventar al anului. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți triste de Crăciun? Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat pentru că am cântat foarte mult, am colindat cu colegi de școală, cu colegi de conservator și s-a întâmplat să fim la depărtare de familie. Noi, după ce colindam prin case boierești, să zic așa, la Sinaia sau la munte, unde oamenii se duceau să-și petreacă sărbătorile, ne retrăgeam ca niște cântăreți, ca niște artiști în noaptea de ajun, spre Crăciun, ne retrăgeam fiecare să ne odihnim. Dar nu mai aveam pe nimeni decât telefonul aproape, să sunăm acasă și să spui mama, cum este acolo? Mama, la mulți ani. Sau, da, e un sentiment era foarte, de singurătate foarte, care... Exact, pe care vroiai să-l minți, să-l treci. Deci este foarte greu să fii departe de familie sau... Trebuie neapărat să ai pe cineva alături când petreci Crăciunul. Foarte mult faptul că fiind mama am avut tot timpul copilul lângă mine, a fost singurul moment din an când nu am acceptat să plece nici la bunici, nici la unchi, nici la mătușe, nici în tabere, nici în excursii, ca să-l țin cu mine, nu din egoism, ci tocmai din foarte multă iubire și pentru că cred că e bine copilul să fie lângă părinți, da, de Crăciun. Da, e bine să fii întotdeauna împreună. Să fiu tristă de Crăciun, că... e bine să fii cu părinții tăi, cu surorile tale. Cu părinții tăi, sau cu familia, oricine, cu dar să fii cu cea mai multă mare persoană. Iubire, cu prietenii. Cu familie, cu părinții, cu frații, cu surorile și n-am avut cum să fiu tristă. Nici n-am avut voie, deși mi s-a întâmplat câteodată, mi-am șters lacrimile și da, am păi zis... nu avem voie să fim triști. Am ajuns la final atât de repede. Dragii telespectatori, suntem foarte bucuroși. Vă spunem și dumneavoastră la fel. Multă, multă, multă bucurie și lumină în suflet. Până la anul viitor, vă spunem la mulți ani! La mulți ani!